Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta, o nouă serie. Ne jucăm Minecraft pe modul de joc Survival și am vrut să încep o salvare și o serie. Am mai zis asta la început. Și să filmez pentru canal. Primul pas va fi să tăiem copaci cu mâna, cu ce altceva. Și din lemnul acelor copaci să ne facem unelte. Cred că mulți dintre voi știu ce e Minecraft, așa că nu cred că mai merită să explic. Și da, să vedem ce se întâmplă. Cred că 9 e destul. Îl voi transforma pe tot în scânduri de lemn. Cred că așa se spune. Și voi amplasa aici o masă de construcție cu toate lucrurile. Apoi, îmi voi face bețe. Cu bețe, voi face uneltele de bază, adică târnăcopul, sabia și toporul. Apoi, cu târnăcopul voi vedea aici că avem niște piatră și o voi extrage. Ușor până acum, nu? Uite, vedeți voi, eu am un plan pentru această serie și eventual și pentru acest episod. Sper ca în acest episod să reușim să obținem toate uneltele de piatră. Bine, asta o să fie ușor. Și să facem tot progresul de bază, adică pat, o bază mică. Așa ceva. Am luat pietrișul sau cobblestone-ul, depinde engleză sau română, și urmează aici să-mi fac uneltele de bază de piatră. A, nu mai am bețe. Bineînțeles. Am făcut din tot lemnul bețe. Așa. Și voi pleca în căutare de oi pentru că ne trebuie lână de la ele să obținem patul. Niște flori aici. Poate o să-mi colorez patul. Trandafiri, să nu mă ating de ei, că pot înțeapă. Uite un porc. Așa, ne va trebui și carne. Nu mai fugi! Așa. O găină acolo, o altă sursă de mâncare foarte bună. Apoi, unde o fi oile? Oare? Mă întreb eu că undeva trebuie să fie. Mai porci? Am văzut oi.
Gata. Supraviețuirea noastră este acum sigură. Deoarece o să putem sări peste noapte. Noaptea se spunează monștrii, pentru cei care nu știu. Așa. Și cam asta a fost cu pădurea. Mă voi întoarce la zona de început. Peste copaci, bineînțeles! După ce prăjim mâncarea, o să încep construcția unei baze. Mai că ar trebui chiar acum să mănânc ceva. Și pentru asta ne trebuie un furnal. Să pun mâncarea la prăjit. Pot să-mi ard uneltele dacă vreau. Uneltele vechi, zic. Așa. A doua, îmi voi arde toporul de lemn. Așa. Și voi arde și târnocopul de lemn. Ca să obțin ce trebuie. Așa, dacă vă mai jucați Minecraft, să știți că la început, după ce ați obținut un furnal și uneltele de lemn, puteți să vă ardeți puteți să vă ardeți uneltele de lemn și așa scăpați și de ele și vă și ajută să vă faceți mâncarea. Asta dacă nu găsiți coal, adică cărbun. Să ieșim de aici. Pădurea asta nu se mai termină. A, țin minte florile alea. Asta chiar că ne ajută. Albinuța. Albina bâz. Și mai țineți locul ăsta de unde am minat cabl? Păi, o să mai săpăm puțin. Ăsta e cupru. Nu mă ajută la mare lucru, dar mai poate și să mai pot face și din el lucruri, adică nu e complet fără rost atunci. Deci l-ar fi pus cei care au făcut jocul în joc. Și așa. Am găsit și niște cărbun. Mai trebuie să iau puțin lemn ca să-mi fac casa și mai trebuie să iau și puțin nisip. O să vedeți mai târziu de ce. Am greșit lemnul. Nu, ne trebuie lemn de stejar. Oak. Așa. Bun. Acum, o să vă explic de ce îmi trebuie nisip și de ce urmează să-mi fac o lopată. O lopată de piatră. Pentru că, bine, are logică lopata, că cu lopata e nisipul. Nisipul, dacă îl prăjești, obții sticlă. Pentru cei care nu știu. Uitați acolo, avem niște nisip. Trebuie să luăm cât mai mult pentru că nu o să avem prea des șansa să ne întoarcem aici. Așa. Și am luat
luat nisipul. Se face noapte, deci e prima dată când vom folosi patul. A, da, stați, n-am făcut încă patul. Bineînțeles că uit ce urtuc sunt. Repede, faceți patul. Înainte să ne prindă moștri. Așa. Avem pat acum. Și repede la somn. Așa. Înainte să se spawneze moștri. S-a făcut zi. Mai degrabă dimineață. Și ne continuăm aventura. Acum că am o groază de lemn, o să construiesc căsuța noastră. Nu va fi ceva wow, pentru că nu mă pricep foarte bine să construiesc. Va fi așa, ceva mai mult de început. O să pun puțin pauză cât construiesc casa și revin la voi atunci când am terminat. M-am întors. Casa noastră este gata. Vedem aici. Am pus înăuntru furnalul și crafting table-ul. Și chiar acum o să fac un cufăr. Asta după ce mai luăm niște lemn, pentru că mi l-am folosit pe tot pentru casă. După cum vedeți, nu e mare lucru, e ceva așa, micuț, de așa, modest. Nu că mă dau eu mare, că nu sunt ce constructor. Trebuie să pun aici un pat. Și apoi vom mai tăia un copac. Ca să mai avem len pentru episodul următor și cred că îl vom încheia aici. Din păcate, cred că am tăiat lemnul, i-am dat jos scoarța fără să vreau. Asta a fost primul episod. Sper că v-a plăcut. La revedere! O să încerc să fac mai multe episoade cu Minecraft. Și în episodul viitor vom mai vom merge și într-o peșteră și vom obține mai multe lucruri.